Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, ne apropiem de anul tuturor alegerilor. În 2024 vom avea 4 sau chiar 5 tururi electorale. Vor fi europarlamentarele, localele, alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, deci parlamentarele, și unul sau două tururi de alegeri pentru președinția României. Deci va fi un an foarte important și veți vedea cum discursurile partidelor se vor ascuți în perioada următoare. Toate partidele testează permanent electoratul și reacționează la sondajele de opinie, care nu întotdeauna sunt și publice, însă iată, ieri a apărut o cercetare InScope, care sintetizează date din mai multe sondaje făcute în ultimii 2 ani și care arată schimbări semnificative în preferințele alegătorilor. PSD e pe primul loc, aici nicio surpriză, cu 28,7%, dar pe locul 2 în intențiile de vot a urcat Partidul Aur, cu 20,1%. PNL este acum, potrivit acestei cercetări, pe poziția a treia, cu 18%, iar USR, deși în creștere ușoară, e undeva departe în urmă, cu 12,7%. Aș vrea să observ și că în această analiză nu se precizează și câți și-au exprimat intenția de vot. Deci lipsește o referință foarte importantă, raportarea la numărul total al celor care totuși vor să se ducă la vot și cei care nu au deocamdată o preferință. Asta ar putea schimba lucrurile. La telefon este politologul Cristian Pârvulescu. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, sigur, mai e ceva timp până la alegeri și se mai pot schimba lucrurile, știm asta, dar sunt niște tendințe care par consolidate, și anume PNL e în scădere, AUR în creștere. Cum explicați dumneavoastră asta? Dacă am privit în cele 17 sondaje în derularea lor, vom vedea că ele sunt într-o continuă mișcare, pentru că dacă PSD în 2021 avea 30%, în noiembrie, când ajungea la guvernare, avea 37%, pentru că acum să aibă 28%. PNL avea 26% atunci în iunie, pentru că în decembrie 2021 să aibă 17%, adică mai puțin decât acum, și acum să ajungă la 18%. O să vedeți că în toată această perioadă a șerpuit de fapt opinia publică, mai puțin în ceea ce privește USR. Chiar și așa, AUR a avut momente în care a fost la 23%, de exemplu în februarie 2022, a scăzut în cauza războiului cu Ucraina, apoi a urcat, a scăzut din nou. Și dacă ne uităm foarte bine, o să vedeți că cele două linii șerpuitoare, cea care reprezintă tendințele votului la PNL și la AUR, se intersectează de mai multe ori. Adică cele două partide au fost în situația asta de a crește unul și a scădea celălalt. Așa e. Pentru că se pare că foarte mulți alegători PNL se asemănă cu cei de la AUR. Asta este un lucru foarte interesant. Poate în zona conservatoare, nu? Zic, cred. Da. Sigur, nu mă refer la liberalismul economic aici, mă refer la valori în general, pentru că PNL se numește PNL, dar este un partid conservator. Deci, da, avem o fotografie a situației care era în urmă cu o lună. Da. Dar lucrurile pot să evolueze. Într-adevăr, una din lipsuri, așa, precizat-o foarte bine, este că nu știm câți dintre cei care au participat la sondaj declară că vor participa la vot, pentru că și asta era interesant, dar în orice caz vedem că există o tendință de pierdere de voturi semnificative pentru partidele care se află la guvernare, pentru că dacă luăm momentul 0, noiembrie 2021, atunci PSD a pierdut 9%, iar PNL pare mai degrabă să fi stagnat în toată această perioadă, deși a avut momente în care a crescut. Asta înseamnă că guvernarea afectează, ceea ce știam, e o noutate, că AUR, care este în opoziție permanentă și într-o campanie îndreptată înspre un electorat anume, este în creștere, iar USR este un partid care, împotriva tuturor pronosticurilor, stagnează, însă campania va conta enorm de mult. Deci anul viitor vom vedea că tot ceea ce discutăm acum va arăta altfel, pentru că va depinde foarte mult de cum vor fi mobilizați alegătorii să participe la alegeri. Bun, v-aș întreba atunci altfel. Ok,
Cum influență? Politicienii sunt atenți unii la ceilalți. Și în mod evident, toți politicienii sunt atenți la evoluția Partidului Aur, cel mai nou partid de pe scena noastră politică, performerul surprinzător al alegerilor precedente și care acum, iată, oscilează pe la 20-20%, deci un partid semnificativ. Cum influențează mediul politic creșterea în popularitate a unui astfel de partid? Că Aur este un partid demagogic, populist, ultranaționalist și antisistem. Exact în sensul ăsta, în care partidele politice vor avea toate tendința să meargă în această direcție, consultanții vor trimite spre populism, spre promisiuni demagogice, spre naționalism. Deci va exista o tendință cât se poate declară. Vom avea o campanie care, din punctul ăsta de vedere, nu va arăta foarte bine. Primele alegeri vor fi în iunie 2024, cele europene, și o să avem surpriza să vedem că partidele care erau europene și s-au făcut la guvernare vor începe să folosească teme anti-europene, pentru că așa vor crede că e bine pentru a-și conserva electoratul. Nu există deocamdată un candidat evident la președinție din partea niciunui partid și nici la primăria capitalei, adică pentru funcția care adună cele mai multe voturi după cea de președinte a Republicii. Ce spune asta despre politica românească? Cred că putem bănui că la PSD ar fi doamna Firea. În România întotdeauna însă partidele încearcă să păstreze decizia privind alegerile prezidențiale pentru aproape ultimul moment, pentru a putea să găsească electoratul care se potrivește cel mai bine acelui moment. Deci eu nu cred că vom cunoaște candidații la prezidențiale în mod cert decât după alegerile europene de anul viitor, din iunie. Abia cu 6 luni înainte vom avea niște candidați care vor fi cerți. Până atunci vom avea propunerea ale partidelor politice, lupte în interiorul partidelor politice, dar eu cred că deja câțiva dintre candidați se văd. Domnul Ciolacu se plimbă cu metroul și la economic în avion. Domnul Helvic își dă demisia, dar a avut un discurs foarte politic în octombrie 2022 la Babeș-Bolyai la Cluj. Domnul Gioană aș spune că nu ar refuza o asemenea posibilitate. Avem deja 3, mă aștept ca și domnul Simion să candideze, pentru că nu e nimeni altcineva din partea AUR care să încerce lucrul ăsta. Deci avem candidați, ba chiar mai mulți decât partide importante. Credeți că domnul Simion are șanse să intre în turul 2 la prezidențiale eventual? După cum arată sondajul ăsta, există toate șansele. Am mai văzut scenariul ăsta, nu? Iliescu Vadim, da. Iohannis, doamna Dăncilă, cumva, mă rog. Adică o alegere imposibilă. Am mai văzut asta în România. Da, numai că de data asta riscurile sunt cât se poate de serioase, pentru că dacă Ion Iliescu era totuși un politician cu foarte multă experiență și era greu de crezut să fie în frânt de Corneliu Vadim Tudor, acum situația rămâne complicată. Totul va depinde de alegerile europene. Dacă la alegerile europene AUR, cum este foarte probabil să se întâmple, va avea un succes, pentru că alegerile europene sunt alegeri, le numim noi intermediare, adică sunt alegeri care au loc între marile alegeri, înaintea marilor alegeri de data asta, la care participă puțini alegători, deci un partid mic, dar care își poate mobiliza electoratul, poate să facă o surpriză. După aceea, cele două mari partide vor fi supuse unei presiuni. Ceea ce au cele două mari partide și nu are nici AUR, nici USR, sunt aleși locali, care joacă un rol important în alegerile din România, în condițiile în care prezența la vot va rămâne totuși undeva sub 50%. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost în direct în deșteptarea politologul Cristian Părvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.